avem așa, o Mița, o Marlenă și o Margherită. La temperatura camerei se agită bine până fac spume. Sau oare se bat? Depinde de rețetă. Am descoperit în bucătărie o stare așa prea energică, cred, prea multă energie. Prea multă energie este la o persoană. Și la alta e prea încet. De ce nu vă împărțiți sarcinile? Da, Anamița face ceva. Păi așa am făcut. Anamița face ceva. Așa am făcut. Anamița a făcut ciorbă, desert și salată de varză. Dar ea știe ce vrea să facă, să arate că ea îi bună și eu sunt înceată. Nu e adevărat. Mie nu place să stea clientul să aștepte. Păi da, dar... Și asta ți-am spus-o mereu, Marlena. Și eu ce vrei. Dacă nu schimb viteza, eu nu mai lucru cu tine. Dar eu de dimineață am stat în bucătărie. Ce am făcut eu de dimineață? Ia zi tu. Ai făcut o... M-au tăcut un moment, frate, să moară Gibilan. Tu și femeile alea care... Exact alea sunt, amândouă. Eu vorbesc mult? Eu nu cred. Cred că niciunul n-au bărbat. 100% spun 100% că nu au. Păi aia nebunează, frate, dacă stai o săptămână cu ele în casă, nu ții lumea în cap și plecat oriunde ai putea să pleci. Ce fac cu ceapa, cu arunc? Lasă ceapa, că îmi trebuie mie la... Îmi trebuie mie ceapa la... Ei, tot și iau de acolo. Bine, bine, uite, dar vezi uite, tu ce... Uite, o ai pastă, da. Uite, ce faci cu asta? Nu, asta le scoți tu, n-am eu treabă. Tu ți le scoți și vrei să arăți la cap. Cine l-a asta îmi trebuie mie. Da, deci ea vrea să arate. Ia, cum? Cu Anamița, dar cum? Tatora a vrut să o vadă lumea la televizor, că vai de mine ce bucătar e ea și ce bucătăriță sunt eu. Nu, eu n-aș fi aruncat ceapă. Nu era motiv să arunce ceapa aia în bucătărie. Dar nu era motiv să se enerveze, pentru că noi amândouă trăgeam efectiv la fel. Dar voi faceți aceeași mâncare, ar trebui să fiți în echipă. Asta, bravo, bravo. Cu Anamița nu lucrează în echipă. Eu nu mai ia fac să dă... nimic. Fă papanașii, te rog frumos. Da. Fă papanașii, te rog frumos. Și tu ce faci? E bine când se termină cu bine. Te întreb. Dacă și papanașii fac tot... Mâncarea nu trebuie făcută cu ură, pentru că transmiți ura în mâncarea. Deci sunt un fenomen aceste două femei. Amândouă puse la oaltă. Sunt un fenomen. Am cred că mi s-a făcut rău. Deci ce în bucătăria asta aici e o bucătărie de energie. Nu știu de unde au doamne dată energie. Într-adevăr, sunt foarte active și foarte energice, dar... Nu știu, cred că sunt vampiri energetici. Mi-am mâncat toată energie, nu mai zic mai de mijloc. M-au obosit. Mai e și cald, mai sunt și aburea, mirosul ăla de ceapă. Ce faci? Ce ai mână? Nu am nimic, am zis că stau un pic, că nu mai pun. Vampiri energetici sunt doamnele de la bucătărie. De ce? Te-am trecut? Ai de capul meu. I-am mâncat toată energia. De ce? Se ceartă. Coana Mița o ceartă pe Marlena. Da? Da, o luce îi merge gura. Hai, băgă-te la ele și ajută-ne. Ce să le ajut, că ne-am dat ce? La ora. Nu puteți să ne dați puțin mai ieftină carnea asta? Să-i arăt și eu lui Nea Mărin că am negociat, că mi-am dat sufletul pentru munca lui și pentru munca noastră și pentru... Atmosfera. Cântăm, vă cântăm dacă vreți. Aveți iubit? Cum îl cheamă? Florin. Pentru Florin. Hei, dai numai le, măi, întoarce-te. Hei, dai numai le, măi, Florin, întoarce-te. Întoarce-te acum la mine, amândoi să o frigem bine. Întoarce-te acum la mine, amândoi să o frigem bine. Întoarce-te acum la... Nu știți, mă, cântecul? E vechi, e oldies, but God do you got this. Deci 2 lei la kilogram s-au dus. Păi am economisit atunci 11 lei și un leu. Dacă mi-l las, mi-a lăsat un leu. Ceea ce înseamnă așa să fie primit? De cât deloc? De un leu cumpăr o legătură de ceapă. Încă nu e gata felul 2, din cauza asta doar să încercăm să ne mișcăm cât mai repede pentru dumneavoastră, da? Eram foarte supărat că comanda de delivery trebuia să fie gata și nu a fost gata la timp, telefonul începea să sune și eu nu aveam explicații să le dau, știi, domnule, îmi cerem scuze că uitați, a fost o problemă, noroc că eram noi cu Nea Marin și că eram vedete, că altfel dacă eram non-name, ne mai trezeam și conjurătură. Nici papanașii nu e stare. Zi Coana, tu! Mi se pare că Anamița găsește totdeauna motiv. Vezi, bravo! De discordie. Așa, mie de asta îmi place, că am și eu în sfârșit pe cineva în bucătărie care vede realitatea. Exact așa cum este. Deja suntem în întârziere. La toată lumea a spus după ora 12:30 s-ar putea să avem anumite nemulțumiri. De asta trebuie să ne grăbim foarte mult. Avem un delivery chiar aici pe stradă și trebuie să mă duc eu rapid. Acum să duc rapid și după asta să plecăm că avem treabă. Hai că mâncă acum să fac scandal. Păi ce facem aici, mă? Nu se mai poate așa ceva. Deci nu mai rezist. Fetelor, este gata?
Ce haideți să ne grăbim, pentru că am spus după la 12 jumate, am spus la toată lumea eu și noi înțeles. Nu că nu ne-am mișcat cu talent. Foarte bine, bravo ție, ne mișcăm cu talent, dar mi-a fost la cumpărături. Acum suntem gata. Și eu vă cred și nu vreau să pun presiune, știu că este foarte greu să stați bucătărie, știu că sunt tot felul de probleme, așa, dar avem tot felul de comenzi. Perfect, acum suntem gata. Exact cu Anamița. Deci cuvântul ăsta cu Anamița se potrivește maxim. Avem tacâmuri, au ei? Tot avem... ce trebuie, nu mă mai întreba. Bun, am întrebat, eu trebuie să fac datoria, pare foarte rău. După aceea să mă întrebe tacâmuri, să mă fac de... Eu pot. Știu ce am depus aici. Bun, și ia le și taie. Am plecat. Dă o senzație ca și cum acum trebuie să pun la punct. Bă, eu sunt cu Anamița, eu spun ce trebuie să faci, băi, tu ești copil mic, eu sunt cu Anamița, da? Și zic, da, să rămână, da, să rămână, străi, să rămână, să rămână. Felicitări, Cătăline. Mulțumesc frumos, să rămână. Felicitări pentru tot ce ai făcut în viață. Mulțumesc frumos, să rămână, doamnă. Păi ce drăguță, femeia asta. Foarte frumos din partea. Și mă, dacă mai avem o leac și... Nu, dar foarte frumos, frățioare. Femeia a vorbit frumos cu mine. Nu mă fac atât cu oameni care mă apreciază, m***a. Vreau să mă simt prost acum. Nu trebuie să mă apreciez. Păi, dar cum, frățioare, oameni care vă iubesc? Poți să mă ierți? Te iert, dar cum și chestii? Prima comandă a fost foarte aproape de noi aici și ne-am dus pe jos. Bună ziua! Bună ziua! Doamna, ceva a comandat la pirați? Da, dar ne-am luat din altă parte. Mamă, pe bune nu acum? Nu se poate chestia asta. Aici. Să rămână, Bună ziua! Domnule, am venit fiecare cu sacoșa lui așa, ca să fie... Eu vin cu sacoșa mea și cu afații. Cât bănuți dați așa de... 40 lei. 40 de lei? Da. Înainte să plecăm, eu zic așa, să ne dai binecuvântarea ta, că tu ai mână bună. Da, bre. Și să ne spui să ne meargă bine asta, dacă avem binecuvântarea ta. Să ne urez de bine. Eu zic așa. Să dea Dumnezeu. Să vă meargă bine. Să vă faceți afacerea voastră. Așa. Să aveți profit. Așa. Dar totul să fie pe bune. Dar totul legal. Și eu jur că vă dau bani. Câți? 2000 de euro. Păi suntem doi. Cum să dai 2000 de euro? 4000 de euro. Adică tu... Oameni? Eu nu mă bag de-a te căutat așa. Hai. Păi 4.000 lei, cum dai? Adică la o persoană dai 2.000. Ce-am spus? Să-ți iei călărie, să-ți iei ceva. Asta mă e? Să-i cam stic-o eu la dumneavoastră. Știi eu, drum bun! Băi, hai, bine. Drum auzi? Bun! Mirama și eu, ca ei să reușească să facă o afacere aici lângă mine. Băieții, pa! Ce pa, bre? Ce pa? Stai un pic, ca să câștigăm. Noi ce vânzare trebuie să, adică vânzare? Să facem cât, bani. Cât noi să facem? 10.000 plus 1.000 plus ceva peste. Dacă faceți, e ok. Cum 10.000 plus 1.000? Mi-ai dat 4.000. Mata, faci 10.000 plus 1.000, da? Înseamnă 10%. Deci am 40 de milioane pe care mi-ai dat, Mata. Trebuie să fac 4 milioane plus un leu. De ce așa? Pe Mata e buget de 100 de milioane. Avem buget de 40 de milioane. Trebuie să fac 4. Hai să fim corecți. Da, nu, așa e. Voi trebuie să faceți 405 bani. Și câștigăm banii, amor. Da. El a început, la începutul carierei lui, lui Barbu, tăticuțul, el nu prea știa să joace. Supărare, tristețe, bucurie, extaz. Nu i-au ieșit niciodată decât alea de nervi, pumni, bătaie, Rocky 4, Rocky 3, Rocky 2 și Rocky 1. Și automat, eu cred în sinea mea, că el a jucat asta, că nu-i pasă. Ah, da, du-te, băiatul meu! Dacă stați un pic pe el și vedeți exact, ochii nu mint niciodată. Ochii lui spun că... Ah, pleacă băiatul lângă mine și mă lasă singur și numai e al meu cu care să mă țin ca în tabără. Că dacă îl las eu, v-am zis, moare, ca să știți. Ieșim din Mangalia, frate, ești nebun la cap. Când veniți. Și toată lumea trăgea de noi să venim să le ducem comenzile. Și am luat-o și noi în ordine, cum am văzut pe străzile alea, care sunt mai aproape. Am băgat pe GPS. Nu știu ce numărul ăsta. Ia mea să puteți. Ia sunu. Da, dar cu harta Mangalia, mea, deci. La blocul cu harta Mangalia. Ia sunu. Păi mea, că aici e. Păi, dar poate mai în față, bro. Mergem mai în față, deci blocul cu harta Mangalia. Hai, dă-i mai în față. Până găsit din Livreția dracu, că nu găsești. Eu dacă sunt din Iași și vine Mangalia, de unde dracu să știu fiecare să duce în parte? Chiar că dacă Mangalia este un oraș mic, dar totuși, frate, este greu, nu este ușor. Te ia naiba. Cătălin e agitat și-a luat rolul în serios. Unde este anume? Strada Constanței, strada principală, nu? De la primărie în sus. La primărie în sus. Cățăr și p***a și unii primărie.
Unii strada, unii strada, unii mașina, unii... E foarte agitat și îți transmite starea, n-ai cum. Unde trage, nebun? Aici, uite aici, ca să poți cobori. Unde p***a să cobor, că să ce în spate cu camerele? Nebunule care ești, care unde e bun, aici? E bun, dă-mi în față, dă-mi în față, nebunule Guță. Guță. Mașina asta, cădem din ea. Bună ziua, doamnă, cerem să rămâne. Asta e, nu-i nimic. Nu, nu, am ieșit în partea aia. Suntem și cu mine, este foarte greu, nu știu, e asta puțin. Deci două meniuri erau, nu? Da? Două meniuri, mi-a dat 60. O, doamnă, mulțumesc frumos, salutare și urăsc, mulțumesc mare. Ne-au lăsat și tips, 20 de lei, la două meniuri, 20 de lei, decent. Machiaj? Unde te-am trimis eu? Dar de câte ori te machiezi? De câte ori te machiezi? De câte ori? De câte ori te machiezi? De câte ori? Gata. Nu poți să respiri de neamărin. Cu neamărin trebuie să fii muncă, muncă și iar muncă. Și chiar o să fiu serioasă și o să fac absolut tot ceea ce îmi spune, pentru că, nu de alta, dar m-am săturat de bățul ăla și nu mai pot, mă usură pielea prea rău. Pui găleata așa, uite așa. Și așa. Cu mâna arunci apă în ea. Cu mâna? Da, aia arunci așa în ea. Cu mâna ne-am venit în 2018, da. Cu mâna? Așa, bagă apă, hai. Dă-i. Doamne, deci asta e... Eu n-am înțeles această tehnică, această procedură de a strânge apa de pe terasă cu o găleată și să dai așa cu mâna. Așa, dă-i cu mâna, că uite, fă mâna așa. Așa. Dă-i. Păi cred că o să termin în 2020. Urăsc senzația asta să stai cu mâinile în apă, am nevoie de cremă, mi se usucă mâinile și nu mi-a plăcut. Așa? Dar eu n-am înțeles tehnica asta. Așa, tehnica așa, de așa. Aia e cea mai bine, lasă găleata așa și pui cu ăla. Chiar mi s-a părut o prostie din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să avem un aparat care să aspire acea apă sau să usuce un fion, ceva, nu știu. Sau pur și simplu apa aceea s-ar fi putut usca de la soare, simplu. Scuze, mi de scuze! Scuze, să nu te superi pe mine, a scăpat din găleată. Ce ai făcut? Ai aruncat apă jos? Din greșeală. Am auzit oamenii care treceau pe stradă, bă, nu plouă, asta arunca apă. Bă, cât de nebună e să faci așa ceva? Am dat cum ai cu avânt și a căzut pe umăr. Scuze. E și curată. E de la Dumnezeu, e ploaie, e bună asta, face bine la păr. Are lumea ei. Ce zănoți? Nu prea, a? Decât pe spate. Când te vede Viorica și cu Ionița acum cum iei apa de aici cu mâna, o să zic, acolo la Nantu Marinei. Păi pe mine, mami, nu mă lasă să fac nimic, aia îmi face... Nu te lasă? Fresh de feclă în fiecare dimineață. Nu te lasă sau tu nu faci nimic de putura asta, dracu, ce ești? Nu-mi place, neamânesc să fac curățenie, de-aia și vreau un bărbat să-mi iau un bărbat. Am auzit că gata, ți-ai găsit... Nu mi-a găsit. Nu-i adevărat? Trebuie să-mi iau unul de la cupa mulți. Să mă țină ca o prințesă. Mie îmi place să merg la club, mie îmi place să mă distrez, mie nu-mi place să fac treabă, mie nu-mi place să fac mai nimic. Dacă s-ar putea să stau toată ziua la plajă și cu ochii la soare, aș fi cea mai fericită. Mai eu zile avem așa, ciorbă cu ciolan, cu afumat, așa, pulpă de vită la tavă cu sos și ciuperci și salată de varză și desertul orez cu lapte, 20 de RON. Vreți 3 meniuri? Da. Imediat. Lady Salon, unde se află Lady Salon? E aici, pe partea asta? Da? După aceea, spate asta, nu? Bine. Hai să mergeți, dăm astea și aia, găsim noi după aia. Stop. Fratele meu, am avut o senzație cu frățiorul ca și cum eram la Express. Repede, acum! Stai, frățioare, condu, uite pe GPS. Aveam în sânge AS Express, numai că era un fel de AS Express decât de mangale. Bună ziua! Cine a făcut comanda? Am întârziat, de ce le spune, nu cunoaștem deloc mangale, tu ești doar că ești foarte mare și nu reușim să-l descifrăm. I-am vorbit asta, am fost ironic. Am făcut de fapt comanda. Trei meniuri, da? Da, trei meniuri, da. Uitați și... Mersi. Aveți și... Da? Ia, bă, dă monetarul la mine. Ia, notează, hai.
Mulțumim frumos! Dar știi ce scuze de întârziere? E greu asta, deci cred că am urcat pe scara asta. M-am săturat. Dacă nu erai foarte atent, riscai să te dai cu fundul de fiecare treaptă și ca la domino. Stai așa să fii și eu. Păi și ce, că-ți scoți cap? Păi normal că-ți scapi, că n-ai echilibru. Du-te de-aici. Prinde-te-aici. Hai, dă-mi. Ai luat-o, Gogule, pe dumneavoastră, s-a părut ieri. Ai luat-o tu pe aici. Să ne întrebăm pe tovarăși. Hai, tovarăși, fiți de... Și-mi dau toată, dar spar sticla aia. Dar cum ai băgat tot la mine, mă? Păi unde n-am aveam locul, deci până aia să închid geanta. Mamă, că la șobolanul să moară! Auzi, Gogule, ăsta e rai, mă. Eu cu ăsta suntem obișnuiți. Noi suntem obișnuiți, dormim și mai rău. Dormim și sub baracă și mai bine. Șterge-te pe picioare, că intri în casă, stai curată. Da. Oricum, te-am cu tine, faci tu curată. Aici, cine vine, trebuie să te descalzi. Aici dorm eu, mă. Trebuie să ai grijă mare tot aici. De ce? Că ești la geam, mare. Și dacă vine și iau... Auzi? Păi și doar pe mine, mă. Sfărăim, ne trezim. Și ce are? Dar măcar suntem amândoi. Ce te zic? Da. Că dacă e unul fără celălalt, e n-ai groasă. E groasă, dacă îți bate la geam noaptea. Mor, mă, nu, dacă îmi bate la geam noaptea, eu îmi fac noaptea albă în continuă. Sau îți dă fugul astea. Vâș. Poftiți, poftiți! Dacă vreți, sus, la terasă. Eu să mergem. Vă rog, haideți aici. Luați loc. Capitanul Făciu? Săruna, Marin Barbă, luați loc. Bine că vă văd. Da. Încarte și oameni. Viu și... Oameni normal, doamnă. Da? Ce doriți? Eu am o fetiță care mâine împlinește 9 ani și vreau să-i fac o petrecere. Restaurantul s-a trebuit decorat cumva pentru petrecerea asta. Da. Eu zic așa, că Gina și cu Claudiu o să mergeți. Să luăm după... pentru... Da. Cam ce crezi tu că ar trebui? Eu mă gândesc așa, baloane, coifuri, chestia asta de... Nu? Pentru copii, de aniversare. Cătălin și cu Marga, mergeți în Constanța, da, și notați-vă ce vă luați. Costume de eroi. Ma. Spider-Man. Costume de pirați. Eu vreau și eu să... Astea fiu pentru să vă îmbrăcați voi. Voi vă îmbrăcați. Case... Deci fii atent. Spider-Man. Te veni de undeva și le închiriați astea. Doamne, ce ne așteaptă! Petrecere, e, și nu e a noastră, e a copiilor, e. Ție, tu le stai. Stai o leacă, deci, stai o leacă. Olecuța, deci eu nu văd aici cât e salata de roșii cu castraveți. Olecuța, ai stăm, cum să nu stă voi? 5 lei. Îl lași pe neamărie să facă mișto de noi, suntem moldoveni? Da, eu nu sunt. Sârma! Și mie poarta cu sârma, nu știu. În 1947, când a fost foametea aceea, cei că au plecat foarte mulți de Moldova către sud, că aici erau grâne, erau de toate. Și la un moment dat s-a umplut trenul, n-a mai avut loc. S-a urcat și pe tren și unul dintre ei, care a zis el că e maisteț, s-a dus chiar deasupra locomotivei și le-a zis, bă, fiți atenți, când vedem noi că e o sârmă din asta care traversează calea ferată, noi zicem, sârma, și toți jos. Mi-a zis, ia sârma, toată lumea jos. Mă, Neamărie, ceva, tu ești din Călăraș. Ce aveți voi din Călăraș? Aveți o aveți din Călăraș. Ce ai tu din Călăraș, Neamărie? În Călăraș. Nimic. Băi, moldovenii sunteți șmeche. Da, ce mai bun sportiv moldovenii? Și cu asta, bă. Da, fii atent, cu asta, băi. Concluzia este că Ștefan cel Mare a vrut să facă de moldoveni zibri. Este? Păi suntem zibri. Și două. Și ce au ieșit? Hai, plecați repede de aici. Hai, hai, dați-i drumul la treabă. Dați-i drumul la treabă. Noi moldovenii avem cultură, suntem șmechere. M-am pus toată România. Suntem tari moldovenii, frate. Eu sunt moldovean tare. Avem atâtea calități. Iar voi, invidio aveți asupra noastră. Că suntem moldoveni. Groaznic a fost, despărțirea de Neamărin a fost
Deci ca și cum... Și abia ne-am revenit. Ca și cum aștept să desfaci cadourile, știi, de ziua ta? Ca și cum te-are liberat de la... ce să zic? Așa supărare, da. Că nu știi ce există în cadoul ăla și ești curios. Da, și fericit. Curiozitatea de spirit... Că orice s-ar întâmpla, ai primit ceva, indiferent. Doamne, fraților, voi știți, fac emisiunea asta de vă 10 ani, am ajuns la saturație. Îl iubesc, e viața mea, e sufletul meu. Sunt momente când mor fără neamărit. Bă, sunt momente când îi simt lipsa, cum îi simt lipsa mamei. Dar sunt și momente când nu îl mai halesc. Dar nu mai pot să halesc. Nu mai pot, că te pune în continuu la muncă. Nu mai pot să mă uit la el. Nu mai pot să mă uit la el. Înțelegi? Și aici intervine, vezi, personajul secundar din acest film, Neamărit miliardarul. Nu știu dacă mai miliardar, că jumătate de miliard l-am luat eu. Cred că Neamărit milionarul acum. Intervine Andrei, care e și drag de Neamărit. De-abia așteaptă să ia o palmă, de-abia așteaptă să ia la de el, de-abia așteaptă să-l alergi, că ăsta e și sportiv, ăsta îi place să alergi. Și automat iau un păcat și capra și varza. E mort acum. Dacă vă duceți acum, nu mai vorbește cu niciunul. Plângem, Batista. Bă, plânge. Fără glumă acum. Plânge. E foarte supărat pentru că eu cu mine, sigur, sunt, credeam în tabără, în amintiri din copilărie și... Eu eram singurul care... Mai aveam cine studia. Nas, care e nasta. Și plus de asta, da, eu eram singurul care... Știu să și primesc. Un casator bun, că aia e la el. Și vreau să vă spun ceva sincer, îi e și frică. Deci eu l-am văzut, are mare teamă, dar nu știe ce l-aștept, aia e problema, ai văzut? Deci e inspirat. Frică e. E că nu știe ce facem. Ai. Pentru că știu cu cine am de-a face, nu numai cu un drac, cu doi dragi. Din clipa asta am să-mi pun peste tot, dar nu orice nu ia. Cu floricele. Deci una o punem aici, s-o avem la bar, dacă cumva se întâmplă să fie pe aici, avem una la bar. Ca să vadă toată țara cum îl bat eu pe băiatul meu. Eu nu-l bat cu bățul să-l omor, îl bat cu floricele. În afară de noaptea să dormim aici. Și faptul că n-avem nimic, cum nu ne temem de nimic. Cum n-avem nimic? Bine, avem paturile, ceea ce e foarte bine. Și patruși, oricum. Deci și acum, dacă auzi, vrem, plecăm tot timpul. Și mai veni. Mă, prostule. Dezlegăm auzi? Asta. Dezlegăm asta și o împinge vântul, așa. Să o împinge vântul. Dar sper să o împingă vântul pe acolo, așa. Să ieșim încolo, vezi, ăla-i farul. Da, luăm niște vâsle. Și toți suntem în câștig. 2-3 ani ne punem pe picioare și următorul an o să fim pe minus. Hai. Una e pusă aici. Am început să-mi plantez de la intrare până la ieșire. Face parte din decor, nu? Și una sus. De la parter până la etaj. Nimeni nu-și dă seama. Când o fi, de aici o luăm. Peste tot mi-am pus noiele. Perfect. Avem una, două, trei, patru. Asta, basta. Ne trebuie și nouă patru costume. Deci, nu știu, supereroi, prințesă, sunt eu cu Gina Pistol, el și fratele lui. Da. Și ne trebuie niște costume, balonașe și chestii de decorat pentru copilași. Acum, noi nu prea avem foarte mulți bănuți. Bănuți, da, suntem calici. Dacă... Da, un discount, dacă se poate, un discount și mai muncim, așa. Și muncim, facem ce vreți dumneavoastră. Ce vreți dumneavoastră. La fix, chiar am primit niște marfă și am nevoie de ajutor. Da? E simplu. Serios? Ce trebuie să facem cu marfa asta? Că nu înțelegem. Să ajutați pe categorii, frumos, pe mărimi. Era un magazin în care nu te poți plictisi, după părerea mea. Atâtea chestii de văzut și atâtea chestii de încercat. Am așezat felicitări, am așezat baloanele, am pus câteva peruci la locul lor. Ce tari sunt felicitările astea pentru o tipă simpatică. Mamă, deci tu nu o să te așezi tot la mesaje? Așa. Moroșanu, ca de fiecare dată, se implică atât de tare încât uită să se mai distreze și el. Frate, mai distrează-te și tu, că doar o viață avem, noroc că e scurtă. Se implică, e prea serios, e prea serios. Hai să facem treaba, hai să facem treaba, hai să facem treaba. El era pe acolo, tot aranja baloanele, tot să fie bine, tot să aranjeze. Uită să se distreze. Ce faci? Ce faci, Moroșanu, ce faci? Neamărine, vin după tine! Neamărine, unde ești? Neamărine, o să-ți pregătim cea mai tare surpriză. Îți place vocea mea? Cătălin, voce tare este! Măi, uite cât de distractiv este! Da, știi că la copii... Bună! Bună! Sunt Margherita! Hai, arată-mi ceva, te rog! Măi, uite cât de tare e! Uite ce voce am! Nu cred! Nu cred nici că sunt mari, deja că eu mă distrez, dar copii! Ce faci? Măi, nu cred, mai mult și pe o dată! Nu te măi, ce voce am, dar pot să-mi dar gluma mereu? Asta tot timpul fac toți, la orice televiziune fac. Măi, dar e super distractiv,
dacă nu eu mă distrez. Dar ce se distrez? Mi se pare foarte mișto să umfli un balon cu helium și să inhalezi acea substanță și să se schimbe vocea. Mi-aș fi dorit să am vocea aia tot timpul. Vreau să facem rost de niște mese, scaune. Ce am ginit noi pe lângă noi pe aici și după care trebuie să luăm vopsea și stuf, vedem de unde. Stuf găsim. Și ne aranjăm cocioaba noastră. Exact. Eu sunt un om calculat. Eu nu vreau să cheltui mai mult decât pot să pun înapoi. El optimist. E, și acum... Ia uite-mă, și acum... Mi-a fost ușor să văd exact ce, cum, în ce mod. Am copilărit în Mangalia, că am o grămadă de prieteni aici. M-a sunat pe proprietar. Salut, ce faci? Uite doar ce am trecut pe lângă voi de acolo. Deci... Am văzut terasa asta de mai zis tu de ea, că e tot a ta, da. Nu? Da, e și la noastră. Și? Pot să iau și eu 4 mese și 8 scaune. Ce vrei să faci cu ele? Să le pun pe ponton. Ce vrei să faci cu ele? Să ai tu acolo? Păi nu fac și eu un party, un private party, un... Că trebuie să fac niște bani, că altfel nu iau banii ăștia pe care îi pune Neamărin în joc. Hai, să ne 5 minute până la tine acolo și vedem. Hai, te aștept. Da. Hai, pa. A fost nevoit să pun una pe telefon, pentru că dacă tot am făcut pariul ăsta cu Neamărin, și orgoliul meu în mijloc și mândria mea, acum e și mândria lui Andrei, el nu are niciun prieten aici, da? Dar și face. Își face, ușor, ușor. E un băiat tare bun, îl pui unde pui, acolo stă. Foarte frumos aici, mă. Te pui, vino-ncoa, că tu mă salvezi. Ideea este rău, și mă bucur tare rău. Patru scaune și o masă. Atât. Cine nu-ți mai cer nimic? Păi cântăm noi acolo? Am 4, dar poate avem și noi 8 consumatori ori 200, 1.600.000 pe an. În 4 zile, 4 e 16. Răspuns de ele. Da. Când ai zis, bă, le vreau înapoi, eu ți le dau. Ia eu de la cineva, nu eu. Alea care au rămas. Ok. Și rămâne să dai o masă atunci. Îți dăm înapoi masa aia. Păi, când deschidem, așa. Cum? Da. Mare grătar pentru. Când deschidem, când facem pentru cea de deschidere, ești invitatul nostru. La jumătate de preț. Cum l-ai dat și tu mesele. Dacă mergi cu 3 lei la jumătate de preț, 6 lei. Da. Ia uite ce e la noi. Mare băiat. Mare caracter. Să rămână. Strânge omul. Să rămână. Putem să le luăm noi pe care vrem? Alea, deci... No. Eu zic să luăm pe alea care sunt mai aproape de ieșire. Ce rost are să care. Și asta e adevărat. Ideea a fost să deschid o terasă mare, măricică sau imensă. Depinde ce public o să avem. Și să fac mai mulți bani decât face Neamărin cu o întreagă echipă, într-un mare restaurant, cu totul pus la punct, cu bar, cu barman, cu casă de marcat și cu toți dragii să-i bată pe toți pe acolo.